natural este acea materie primă esențială care l-a ajutat pe om din vremuri imemorabile să supraviețuiască, oferindu-i posibilitatea de a-și construi adăpostul, de a confecționa unelte și obiecte necesare în viața de zi cu zi. Unii meșteri sculptează ornamente pe obiectele create din lemn, alții au pus în valoare ornamentele naturale ale copacului. Pentru prima dată, Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți găzduiește expoziția personală a meșterului popular Ion Efim Dascăl. Doamna Lidia Noroc Pânzaru este cea care știe cel mai mult despre această expoziție și despre fiecare exponat în parte. Ce apreciați mai mult? Într-adevăr, știu puțin mai mult. De ce? Fiindcă am lucrat împreună cu domnul Ion Dascăl pentru a selecta exponatele și a le prezenta aici. Este un lucru care trebuie să-l cunoști, trebuie să știi cum să le amenajezi, să le aranjezi în felul următor, ca ele să fie vizibile și, desigur, de fiecare om apreciate. Mă bucur că dumnealui a fost foarte receptiv și a prezentat niște exponate excelente. Și eu cred, am analizat, că el este până ce unicum meșter în anume în scoarță de copac, fiindcă e un lucru foarte migălos și nu prea așa ușor să modelezi o scoarță și să-i faci astfel de obiecte care poți să le folosești și în bucătărie, sufragerie și ca suvenire. În creația acestui meșter este o simbioză de stiluri, clasic, rustic, arhaic, modern. Formele ușor rotungite, adâncite, pun în valoare frumusețea și căldura lemnului. Lucrările domnului Ion m-au frapat. De ce? Fiindcă nu le puteam clasifica nicăieri. Nu e nici podar, nici blidar, nici lingurar, nici dulgheri. Așa m-am gândit că el totuși s-ar potrivi la albiere, adică a face albi, ori la covătare, așa se mai numeau. Dar înainte covătare făceau cu mâna. E clar, am ajuns în timpuri mai înaintate, deci toate lucrările sunt făcute la strung. Dar și dumnealui face ceva cu mâna, adică face și cu mâna. E o combinație. Mâna, da, e o combinație, da. Și esența creației este de a nu fi satisfăcut de fiecare lucrare pe care o faci. Ion, fiecare lucrare la dânsul nu se aseamănă cu cealaltă. Totul natural, deci dacă vedeți obiectele acestea, ele nu sunt vopsite cu lac sau cu ce, nu. Precum a spus dumnealui, cu ulei de maslini. Asta e într-adevăr un lucru ecologic, foarte benefic pentru a-l folosi, a-l utiliza în spațiul locativ, peste tot. Ion Efim Dascăl s-a profilat în meșteșug într-o perioadă foarte scurtă. S-ar părea că drumul i-a fost ușor și a devenit meșter popular fără mare efort. Dar nu este chiar așa. Prima reacție a consumatorului a fost șocantă pentru el. De la început mi-a fost foarte greu. M-am chinuit vreo 3 luni, m-am chinuit singur, le-am scos pe piață. La tăsile plăși eu, tot erau frumoase, erau plăcute, dar de cumpărat nu se putea cumpăra nici într-un caz. Atestat publicul să afle cum privește lumea la lucrările artistice din lemn cu scoarță. Întrebam, cam cum s-ar uita ei la așa formă de stracină? Și eu zic, da, asta și că coaja de lemn, așa trebuie să fie. Și eu zic, da. Eu zic, nu, nici într-un caz, du-ți o scoate, că nu merge așa. Farmecul vaselor naturale, cu tot cu scoarța copacului, îi adună în jurul său pe acei oameni de elită care percep nuanțele eco, care prețuiesc unicitatea lor.
În exclusivitate pentru telespectatorii fideli ai emisiunii Tezaur, astăzi domnul Ion Dascăl ne va demonstra cum se face o asemenea cuvățică, un asemenea vas care începe de aici, de la o pastilă de copac. O pastilă de stejar e sau de nuc? Da, 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 e de stejar. Până aduci, să zicem, ca să vină forma dată care noi avem nevoie, noi din tăi aducem lemnul, îl pregătim într așa mod ca să, când îl punem la strung, să fie centrat, să fie ușor pentru noi de a lucra. Dar acelea care merg cu coaja de copac, acelea n-au centrație, n-au nimic. Acelea cum sunt date din la natură, așa noi le tăiam și le instalăm la strung puțin mai mare față ca asta. Încercăm. Doamne ajută! Facem crucea, îi găsim centru, instalăm aceasta în bolturi aici și după asta o instalăm la strung. E ca și noi am terminat cu lucrarea pusă. Ion Dascăl s-a născut la 25 noiembrie 1974 în satul Ignăței, raionul Rezina. Bunelul de pe mamă, Vasile Popa, era cel mai iscusit polobocar din părțile locului. Meșter mare și tatăl lui, Efim Dascăl, care mai e și muzicant, s-a filmat în filme. Astfel de mic copil, Ion al lui Efim Dascăl vroia să devină actor. Ca și toți membrii familiei, posedă mai multe instrumente muzicale, preferatele lui fiind dobele și chitara. Dar marea lui pasiune față de lemn l-a ajutat să-și meșterească singur uneltele și s-a oprit lângă strung. Cum a reacționat tatăl dumneavoastră când a văzut lucrările? Că bunelul cred că nu mai iese. Da, bunelul nu mai iese, dar tata a reacționat foarte bine, într-un cuvânt de bravo. Macar că el cunoaște tot ce este legat cu lemnul, aceiași strunguri, tot ce are el acolo pentru el, dar așa forme a rămas uimit. Eu ca tare am învățat la Soroca de inginer în automatizare industrie alimentară, dar asta nu ni se leagă cu lemnul sau cu lemnul. Asta este un lucru care eu am hotărât pentru mine că e mai ușor, că eu îl știu și îl cunosc și e mai ușor pentru mine ca să fac un pas înainte pentru viitorul vieții mele. Toată sala aceasta era plină cu oameni maturi, lucrători din domeniul culturii, de la Biblioteca Municipală, prietenii dumnealui, meșteri populari din Glodeni, de la Ustea, de la Soroca. A venit un prieten din Belgia, Sergiu. Eu am rămas foarte încântată văzând astfel de lume serioasă, lume care a apreciat la justă valoare talentul dumnealui. În scurt timp și-a făcut un nume, fiindcă de acum este cunoscut nu numai în spațiul Bălțiului, dar și în spațiul mai mare a Moldovei. Ei, ce să spunem, vulturul nu prinde muști. Deci dacă le aranjați așa? Dacă le punem așa, noi putem să observăm că aici nu e pus nimic, ca să zicem că acum ar fi coarja să fie încleietă sau coarja pusă anumit de la șpânla. Ei este de la natură, cum este, dar de la copac, de la scoarță, pus între așa mod, cum e dat de la natură, așa este și prelucrată până la forma făcută în timpul de față.
Meșterul nostru popular mi-a pregătit o masă întreagă de vase care urmează a fi unse cu ulei de măsline. Mie îmi place că ați pus și uleiul tot în vas confecționat de dumneavoastră. De ce se unge totuși cu ulei de măsline? Uleiul de măsline se bibează în nuntru, în lemn, da, la 2 mm, zicem acolo, da, și el își ține ca un fel de pelițe deasupra, ca un fel de... Peliculă protectoare. Da, ca să nu se pătrundă microbi, să nu se pătrundă diferite murdării în felul următor. Ei, să încercăm atunci... Cu asemenea perie, de fapt, noi vopseam prispa bunicăi. După aceasta, îl lăsăm un timp oricare și îl stergem cu șervețel de hârtie. Dar cum se dezinfectează aceste vase? Fiindcă toate gospodinile vor să știe. Da, aceste vase care sunt prelucrate cu ulei, să zicem, dacă în trânsul chiar mai punem aceleași carne, unsuroasă, același pește, înseamnă că se ia o lingură de ulei și o lingură de oțet. Și se mestecă unul la unul și se face tot aceeași procedură de lucru cu piriuța, da, sau cu cârpa și mai este și lăsăm puțin în felul următor și pe urmă iarăși se sterge cu șerețelul. Adică nu le spălăm cu apă caldă? Putem să le spălăm și cu apă caldă, cu detergenturi diferite, da? Dar unicul lucru care este mai plăcut, mai bine, da, că la acești, este lemn, ăsta nu e piatră, nu e nimic. Și noi când spălăm cu apă, pe pielița la noi de ulei e, uneori se slăbește, dar când îi dăm ulei și cu oțet, e se întărește înapoi. Și rămâne și iarăși același lucru, care trebuie să fie puternic, curat și aranjat. Muncește cu multă pasiune și nici nu bagă de seamă când trece timpul. Dacă termin lucrul și la orele 8, și la orele 9, chiar și la 10, nu mă sunt obosit când mă aud din urmă și rămâne care este rezultatul în decurs de zi. Mai sunt momente uneori când ni se termină timpul de lucru, dar gândurile merg mai departe, am zis că totuși rămân la lucru, da. Și mă mai întorc încă o dată, mă apuc chiar și pe 11 de noapte, mă apuc și o fac și atunci mă uit și mă mândresc cu dânsa un ceas de vreme și atunci mă duc mai departe. Cupă unica care mi s-a deschis o cale, mi s-a deschis ochii pentru a mă opri la așa lucrare și a merge mai departe ca să pot face și este în timpul de față. Această scoarță de ișa, e ca tare nu trebuie să fie. E ca dacă ne uităm din nuntru, e de-a mira, de-a scoasă. El nu a fost pus în plan ca să fie ișa, dar eu trebuie să o scot, dar când mă învăț și e ișa, și se primește, și parcă e desenat cu prionul. Eu am rămas singur uimit la ceea și la asta am făcut puțin topaz și m-am uitat unii mergem noi cu așa lucrare. Și am văzut că e ceva interesant, ceva plăcut. Pentru că dacă luăm orice lucru care este, da, să zicem așalași ceramic, așalași plastic, așalași, la dânsile toate sunt făcute, să zicem, cu desene, cam în felul următor. Dar asta este ceva natural, dat de la natură. Eu nu prefac nimic. Cum e dată natura, cu valori, cu diferite chestii, așa eu și le aduc la cunoștință. Grație abilităților sale meșteșugărești, a farmecului materiei prime utilizate, Ion Efim Dascăl reușește să păstreze frumusețea naturală a structurii și gama caldă a lemnului, creând adevărate opere de artă ce ne încântă sufletul și adaugă confort în fiecare gospodărie, în fiecare casă.